Un incident șocant a avut loc într-o localitate din România, acolo unde un adolescent cu vârsta de numai 15 ani a fost grav rănit după ce s-a jucat cu petarde. Se pare că tânărul a fost găsit de către autorități în stare de șoc și a fost dus la spital imediat pentru a primi îngrijiri medicale. Totul s-a petrecut în comuna Meteș din județul Alba. Potrivit informațiilor oferite, un echipaj smurt de la detașamentul de pompieri Alba Iulia alături de un echipaj de la serviciul de ambulanță județean a intervenit de urgență după ce un adolescent s-a rănit cu o petardă. Tânărul în vârstă de numai 15 ani ar fi suferit leziuni la unul dintre membrele inferioare, iar atunci când salvatorii au ajuns la fața locului, tânărul se afla în stare de șoc și era semiconștient. Acesta, în urma jocului cu materiale pirotehnice, petarde, a suferit mai multe leziuni la unul dintre membrele inferioare. La sosirea forțelor de intervenție la locul producerii evenimentului, pacientul se afla în stare de șoc semiconștient, au comunicat cei de la ISU. Cei de la ISU Alba ne amintesc să nu folosim decât materiale pirotehnice din categoria permise de lege pentru comercializare, acesta având un risc redus pentru utilizatori. Dorim să transmitem un semnal de alarmă atât părinților, cât și tuturor celor care intenționează să folosească aceste materiale pirotehnice, pentru că de multe ori s-a soldat cu evenimente mult mai grave, au comunicat cei de la ISU Alba. Din fericire, se pare că adolescentul rănit a fost dus imediat la unitatea de primiri urgențe Alba, după ce a primit ajutor din partea medicilor, iar în momentul în care a ajuns la spital, el era deja conștient. Pompierii ne mai amintesc că, deși unele materiale pirotehnice au un risc foarte scăzut pentru utilizatori, ele tot reprezintă un risc atunci când sunt folosite de către copii, relatează Click.ro.